Librăria Ștefan Octavian Iosif a găzduit lansarea CD-ului Gypsy Therapy, a cunoscutei actrițe Rona Hattner. Materialul este produs alături de DJ Tagada și reunește o colecție de melodii din repertoriul îndrăgitei cântărețe Maria Tănase. Punctul meu forte va fi folclorul românesc și tot ce am eu ca bogăție din partea balcanică. Deci avem noi în România și tradițiile de la noi. M-am dus la Warner și le-am propus proiectul ăsta și mi-au spus nu avem raft în care să vă încadrăm așa un proiect. Și le-am spus simplu, faceți un raft Rona Hattner și puneți acolo. Așa că acest prim album l-am compus în 2 ani. A început să cânte pe scenă, dar a apărut în magazin peste 10 ani. Atât de mult a trebuit ca mentalitatea să se poată schimba și să fie în concordanță cu ce aveam eu. Totodată s-a lansat și albumul de folk al chitaristului Bartolo Claveria, care a colaborat cu artista. Albumele au fost lansate și în Franța și sunt disponibile la librăria Ștefan Octavian Iosif.